Biblioteca Municipală George Radu Melidon va găzdui miercuri 19 octombrie, începând cu orele 16, o nouă lansare de carte. Este vorba despre romanul Singuraticul al profesorului Ioan Dobreanu, recenzat de criticul literar Lucian Strochi, poetul Emilian Marcu și profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu. Primăria Municipului Roman, Biblioteca George Radu Melidon, editura Papirus Media, în data de 19 octombrie 2016, orele 16, 10, lansare de carte, Singuraticul, roman editat de Papirus Media și scris de Ioan Dobreanu. Prezintă profesor critic de artă Lucian Stroici, poet critic literar Emilian Marcu, profesor A.M. Ciobanu. Evenimentul va avea loc în aula bibliotecii George Radu Melidon. Cel de-al doilea roman al profesorului Ioan Dobreanu este o realizare de maturitate a acestuia, un roman cu vădit caracter autobiografic care face introspecția vieții a trei generații. Singuraticul este o trecere a trei generații și s-ar putea și a vieții lui, văzută din prisma omului matur, integru ajuns la liman. Ioan Dobreanu Ardelean, prin naștere, a fost profesor de limbă și literatură română la Colegiul Petru Poni din Roman, de unde a și ieșit la pensie în urmă cu un deceniu și jumătate. S-a remarcat nu numai ca un exigent cadru didactic, dar mai ales ca un bun cunoscător al literaturii române și al fenomenului cultural autohton. În 2010 a publicat memorii, în 2015 Însemnări într-o călătorie din Spania, precum și numeroase articole de specialitate în revistele literare, Oglinda Literară de la Focșani, Clepsidra de la Roman. În 2013, profesorul Ioan Dobreanu publică tot la editura Papirus Media primul său roman, Mărturisirea, care s-a bucurat de un real succes la public și la critica literară. Lansarea de carte va fi transmisă în direct de postul de televiziune Roman 24 cu ajutorul firmei Hidroterm și a deputatului PSD Ioan Munteanu.